Dragilor, astăzi voi lucra fermoarul de pantalon. Vom monta fermoarul de pantalon să vedem cum se montează, da? Deci ăsta este un fermoar de pantalon. Deci dacă ne uităm pe dedesubt, pantalonul are și un contrașliț, o bucată de material contrașliț. Și ce trebuie să mai vedem aici pe față când închidem fermoarul? O să vedem că fermoarul nostru se lasă puțin mai în interior, da, cu 0,5 mai în interior, față de centrul de față, pentru că ăsta este, practic, ăsta e centrul nostru de față, exact această linie. Și el nu este exact în capăt, ci este cu 0,5 mai încoace, deci vorbim de fermoarul de dedesubt. Și haideți să vedem cum stau lucrurile. Aici am o mostră, un mulaj, nu fac un pantalon, ci doar un experiment pentru un... și să vedem cum arată. Deci când avem pantalonul necusut, cam așa trebuie să arate. Asta e partea de deasupra și asta e partea de sub. Ce se vede aici, dunga maro, este centrul feței. Adică dunga maro este partea asta de aici. Da? Deci ăsta, cantul ăsta și locul ăsta de aici. Deci, practic, fermoarul meu trebuie să vină să cusut mai așa, da, cu 0,5 mai așa, astfel încât să se vadă, să intre mai în interior. Deci, asta e partea de deasupra, partea dreaptă la femei, și asta e partea de dedesubt. Avem fermoarul. Prima dată vom prinde fermoarul, vedem că ăsta, contrașlițul, este cât fermoarul de lung. Da? Deci ne uităm, este exact cât fermoarul, cu tot cu rezervele astea de sus și de jos. Și aici la fel, este cât fermoarul. Iar această bucată, care este contrașliț, se va pune aici, de sub după aceea. Se va pune aici după ce coasem fermoarul. Este partea asta de aici, care se vede în interiorul pantalonului. Deci asta e, bucata asta. E, ce se întâmplă? Bucata asta, dacă ne uităm un pic aici la pantalon, o să vedem că nu ni se vadă deloc pe dedesubt rezerva la ăsta. Deci, practic, el trebuie să fie mai mare decât bucata asta, da? De la centru feței. Uite, este și mai lată și mai lungă. Este mai lată cu un centimetru și mai lungă cu un centimetru. Este deja finisaj făcut aici, avem un doitură fir dublu. Aici avem făcut curat. Iar partea asta, uite, așa va veni, da? Firul dublu va veni aici și aici se va monta fermoarul și haideți să vedem cum facem prima oară, pentru că ăsta îl montăm ultima oară. Prima oară o să facem următorul lucru, o să montăm fermoarul aici, da? Deci pe partea de dedesubt, așa, la un centimetru, că noi aici, de aici până în capăt, avem rezervă de un centimetru jumate. Da? Deci rezerva noastră, uite, se și vede aici, este, nu e un centimetru, ci e unul jumate. Și ne vom coase acest fermoar la, uite așa pe dedesubt, la un centimetru, da? Exact așa, la câțiva, la un picioruș pe lângă dinți. Deci îl punem din capăt și începem să-l coasem. Deci îl coasem prima dată cu asta. Punem de sus, mergem, ne întărim și îl coasem, da? Îl coasem pur și simplu. Cu piciorușul ăsta mergem exact pe lângă din și să ni se lase o distanță, că e piciorușul normal, nu se pune piciorușul ăsta, da, ci se pune piciorușul normal la un mașină. Deci acum, ca să ajungem, când ajungem aici la fermoare, când ajungem în partea cu cheiță, trebuie să ridicăm piciorușul și să ne ridicăm cheița sus, astfel încât să putem să mergem până la capăt. Și uite, mi-am fixat fermoarul așa. Deci mi l-am fixat pe dos și uite, dacă mă uit, este o distanță până la centrul feței, da? Ia uite, destul de mare, astfel încât fermoarul meu să nu mi se vadă. După ce mi-am făcut asta, merg și îmi închei fermoarul, asta, pantalon, da, aici.
și mă duc și mă închin, uite așa, față de rotunjimea asta, mă duc, uite așa, cu un centimetru mai sus. Până aici, se vede? Mi-am cusut și partea asta și acum dacă mă uit, uite cum se vede, deci ăsta îmi rămâne mai în interior față de linia asta și uite, asta vine așa, da? Centrul de față, linia asta, linia asta. Acum eu ce fac? Am cusută cusătura aia care vine între picioare, merg, îmi pun așa, îmi pun aici, aici, niște bolduri, centrul de față, în centrul de față, linia asta, linia asta. Așa să-mi fixez centrul ăsta de față în centru de față bine. Pentru că mă voi duce și îmi voi coase fermoarul pe dos, pe partea asta, dar o voi coase numai de rezerva de pe dos. Deci voi coase așa. Deci nu și pe față. Cutighelul de pe față vin după aceea. Deci acum, după ce mi-am închis, merg pe dos. Da? Și îmi cos, uite așa, cu fermoarul închis. Vezi? Cu fermoarul închis, pur și simplu. Închis, îl fixez pe dosul. Deci nu pus și cu toate straturile, doar pe asta. Uite, se vede? Da? Deci nu este prins și așa aici. Deci este prins așa, atât. Deci ai văzut, am mers cu fermoarul închis, mi-a fixat cu aceea, astfel încât eu să am, cum să zic eu, perfect pus fermoar. Da? Uite, e perfect pus. Și acum ce fac? Pentru că, de ce fac așa? Pentru că fermoarul meu este mai îngust, iar eu vreau să am aici tighel la 3, să am un tighel frumos, da? Și voi face următorul lucru. Mă voi duce și îmi voi desena, văd unde este asta, cum se numește cheița, vezi că asta are o cheiță. Și eu trebuie să trec cu tighelul sub cheiță, da? Deci, practic, trebuie să trec destul de jos. Și acum îmi voi da aici un semn cu una. Uite așa, îmi pun două ace să văd unde trebuie să vină cu tighelul. La 0,5 sub cheiță, da? Uite așa. Deci îmi pun două ace. 0,5 cu cheiță, astfel încât când eu vin cu tighelul pe față, să nu dau cu mașina în cheiță asta, să-mi sparg apul, să stric. Și îmi pun aici așa. Uite așa, semn. Unde trebuie eu să cos. Unde este coincidența. După care, mă duc. Și eu am un fel de aspegata de 3 cu rotunjime și uite așa. Deci ce fac? Uite, o pun așa și îmi dau semn după ea. Uite așa. Îl țin aici în capăt, în cant, astfel încât să am egal. Da, este de 3 asta. Floarea asta se asuzinește, floare, ce puțin așa se numește. Cam de 3 se face la femeie. Dacă vrei să facem mai lată, trebuie să lăsăm și șnițul. Rezervat, deci uiți mai lat, eu am visat-o de 4,5 de la aspectul, gata. Și uite, vezi aici, de-aia am pus astea, ca să vin cu asta, ca să știu pe unde cos. Dacă eu nu aveam semnele astea, puteam să mă duc, uite aici e cheița. Și eu vin cu piciorușul pe lângă cheiță, să nu mă împiedice. Să nici nu mă împiedice, dar și nici să, cumva, să îmi dau în ea. Și acum ce fac? Mă duc și cos. Acum, abia acum mă duc și cos pe toate straturile, da? Deci abia acum, uite așa. Eu și-mi cos exact pe semnul ăsta. Am dat semn cu un pix din acela care se duce la călcat. Deci întotdeauna e bine să avem această, cum se numește, floare, dată pur și simplu la cu un șablon. Nu din ochii noștri, ca să ne iasă frumos. Aici ne uităm ca să luăm exact linia aia, ca să ne iasă rotund frumos. Și aici mergem pe linii. Și uite cum a ieșit.
Da? Iată. Uite ce frumos a ieșit. Da? Uite. Vezi cum vine asta de desubt, nu se vede fermoarul, e înăuntru, nu ține. Acum ce mai avem de făcut este să punem contrașvițul aici. Să mergem să punem contrașvițul, fixăm, uite așa, la un centimetru. Și mergem și îl fixăm, uite aici, pe partea asta. Da? Punem cap în capăt. Și mergem și ne fixăm și contrașvițul de desubt. Deci contrașvițul se fixează ultima oară. Aici o să fie puțin greu, dar trebuie să tragem așa puțin cu mâna și merge până în cap. Și mergem, uite, pe lângă triploc, așa. Nu mi se vadă triplocul de față. Și ne-am fixat și contrașlițul. Da? Deci, uite, acum l-am și pe ăsta fixat. Uite-l pe dedesubt, ce frumos veni, da? Ce mai am de făcut este să mă duc acum, uite așa, deci cum am eu asta, mă duc aici, îmi țin, uite așa, îmi țin așa, și mă duc aici și trag aici o întăritură, astfel încât să-mi stea contrașlit fixat, uite exact aici, unde are contrașlit. Și uite, am dat o întăritură aici, deci aici, da? Mi-am dat întâlnirea. Aici pe dedesubt cu, tot cu contrașlițul. Ca să-mi stea contrașlițul fixat. Și uite, când deschid, uite. Uite cum stă. Da? Se vede? Se vede cum stă? Și n-am 7000 de tighele pe față. Uite, e curat aici. Aici e curat. Uite. Uite. Vezi centrul de față, cum am avut lângă asta, centrul de față, floarea este frumoasă, cam contrașlițul este fixat, vine frumos, nu se vede pe dos, totul e frumos. Așa se face formarul, se coasă.